Bine ați revenit la întrebări, să ne amintim întrebarea precedentă. Se prepară simultan două cafele espresso. Presupunem că imediat după preparare ele au aceeași temperatură. Într-una din ele se pun imediat laptele și zahărul. În cealaltă se pun aceleași cantități de lapte și zahăr, dar după 2 minute de la preparare. Și întrebarea este, după ce s-au pus laptele și zahărul în a doua cafea, care din cele două are temperatură mai mare? Găsirea răspunsului pleacă de la înțelegerea modului în care se produce răcirea unui corp atunci când el este în contact cu un termostat, adică cu un corp care are temperatura constantă. În cazul cafelelor, termostatul este aerul cu care acestea sunt în contact și care nu schimbă temperatura într-un timp relativ scurt cât durează răcirea unei cafele. Pentru un corp se poate defini o mărime fizică numită viteză de răcire. Aceasta este egală cu căldura pe care o pierde corpul în unitatea de timp, ceea ce înseamnă că are ca unitate de măsură joule pe secundă. Câtă căldură exprimată în juli pierde corpul într-o secundă. Un corp poate pierde mai multă sau mai puțină căldură pe secundă atunci când este în contact cu un termostat, de pildă cu aerul. De cine depinde oare această viteză de răcire? Depinde de diferența de temperatură dintre corp și aer. Cu cât este mai cald corpul, cu atât pierde mai multă căldură pe secundă, adică răcirea este mai rapidă. Dacă nu credeți, gândiți-vă la cazul în care încălzim un corp. Presupuneți că avem două sfere metalice reci, identice, având aceeași temperatură inițială, și le scufundăm în multă apă, pe una în apă cu temperatura de 90 de grade, deci foarte fierbinte, pe cealaltă în apă cu temperatura de, să zicem, 50 de grade și le ținem acolo 5 secunde. Apoi le scoatem. Sunt sigur că știți din experiență că sfera scufundată în apa mai fierbinte va fi mai caldă. Dar ele au stat același timp în apă, înseamnă că sfera scufundată în apă mai fierbinte a primit mai multă căldură în același interval de timp decât cealaltă. De ce? Singura diferență a fost temperatura apei. Înseamnă că cu cât este mai mare diferența de temperatură dintre un corp și mediul în care se găsește, cu atât este mai mare viteza de încălzire. Și dacă asta este adevărat pentru încălzire, este adevărat și pentru răcire. Din ceea ce v-am spus până aici, rezultă că graficul răcirii unui corp în contact cu aerul are forma pe care o vedeți aici. La început, răcirea este mai rapidă, panta este mai mare, adică se pierde mai multă căldură pe secundă, viteza de răcire este mai mare, dar pe măsură ce corpul se apropie de temperatura aerului, reprezentată pe grafic cu linia punctată albastră, viteza de răcire scade și când corpul ajunge să aibă aceeași temperatură cu aerul, teoretic niciodată, dar practic știm că la un moment dat putem spune că acum corpul are aceeași temperatură cu aerul, deci când ajunge la aceeași temperatură cu aerul, viteza de răcire devine zero. Corpul nu mai pierde deloc căldură, nu îi se mai modifică temperatura în timp, a ajuns la echilibru termic cu aerul. Acum să ne gândim la cele două cafele. Să numim cafeaua în care punem laptele și zahărul imediat după preparare, cafeaua 1, și cafeaua în care le punem după 2 minute, cafeaua 2. Când adăugăm laptele și zahărul imediat după ce a fost preparată cafeaua 1, se produce o scădere bruscă de temperatura acesteia, deoarece laptele și zahărul sunt mult mai reci decât cafeaua. Sunt la temperatura aerului. Asta înseamnă că în cele 2 minute care urmează, până când punem laptele și zahărul în cafeaua 2, cafeaua 1 va pierde mai puțină căldură decât cafeaua 2, deoarece este mai rece decât aceasta și are o viteză de răcire mai mică. Și după ce punem laptele și zahărul
în cafeaua 2, suntem în situația în care cafeaua 1 a pierdut mai puțină căldură din momentul preparării până acum, ceea ce înseamnă că trebuie să fie mai caldă. Dar puteți urmări tot ceea ce am spus în acest grafic. Variația temperaturii cafelei 1 este reprezentată cu roșu, iar variația temperaturii cafelei 2 cu albastru. Puteți observa scăderea bruscă de temperatură când se adaugă ingredientele în cafeaua 1. Și important este să observați că pe intervalul de timp dintre cele două momente în care se adaugă ingredientele, interval marcat cu roz în grafic și care știți că durează 2 minute, temperatura cafelei 1 este mai mică decât cea a cafelei 2, ceea ce înseamnă că în acest timp pierde mai puțină căldură decât cafeaua 2. Și acum puteți observa scăderea bruscă de temperatura cafelei 2 când îi se adaugă ingredientele. De unde știm că temperatura cafelei 2 devine mai mică decât a cafelei 1 în urma acestei scăderi? Să presupunem că cele două cafele ar avea, după ce am adăugat ingredientele în cafeaua 2, aceeași temperatură. Dacă ar fi așa, ar însemna că avem două cafele de volum egal, cu exact aceeași compoziție, în care componentele au plecat toate de la aceleași temperaturi. Și cu toate că una a pierdut mai multă căldură, ele au aceeași temperatură. Ceea ce este absurd. Dacă una a pierdut mai multă căldură, trebuie să fie mai rece. Iar cafeaua 2 a pierdut mai multă căldură, deoarece a avut timp de 2 minute temperatura mai mare decât cafeaua 1. Deci dacă vrem cafea caldă, e mai bine să punem imediat ingredientele decât să așteptăm un timp până le punem. Sper că doriți să auziți o nouă întrebare. După cum știți, o jumătate de sferă se numește emisferă. De pildă, Pământul, din punct de vedere geografic, este împărțit în două emisfere, despărțite de ecuator și numite emisfera nordică și emisfera sudică. Dar putem împărți o sferă, deci și suprafața Pământului, cum dorim, în emisfere. De pildă, aici puteți vedea alte trei moduri și există o infinitate de astfel de posibilități, mai ales dacă ne gândim că Pământul ar putea avea alte poziții față de noi decât cea din aceste desene. Întrebarea de azi are legătură cu împărțirea Pământului în emisfere. Și pentru ca lucrurile să fie clare, vă propun să considerăm că dintr-o emisferă face parte și linia care desparte cele două emisfere. Deci fiecare emisferă este suprafața unei jumătăți de Pământ plus linia care o desparte de cealaltă emisferă. Să considerăm că cineva alege 5 locuri de pe Pământ absolut cum vrea și unde vrea. Ele pot fi pe uscat, pe apă, pe gheață, la munte, la câmpie, n-are importanță. Sunt 5 locuri ale căror poziții pot fi determinate prin coordonatele lor, adică prin latitudine și longitudine. Asta înseamnă că le putem considera 5 puncte pe suprafața Pământului. Și întrebarea este următoarea. Se vor găsi întotdeauna măcar 4 din cele 5 puncte alese într-o emisferă? Nu mă refer la emisfera nordică sau emisfera sudică. Mă refer la o emisferă pe care o alegem noi. Așa că pot formula întrebarea și altfel. Fiind date 5 puncte pe glob, putem alege întotdeauna o emisferă în așa fel încât ea să conțină cel puțin 4 din cele 5 puncte? Și aș vrea să dați și o demonstrație răspunsului, pentru că există o demonstrație foarte simplă și elegantă. Nu este nevoie de formule de geometrie sau trigonometrie ca să demonstrați dacă răspunsul este da sau nu. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!